کردی زبان من شرفانه لغا Bună tuturor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom deschide împreună un colet. Mai precis, o comandă plasată pe site-ul celor de la parfumas.ro. După cum cred că deja am început să ne cunoaștem, eu sunt acea nebunică fiartă pe parfumuri, fiartă pe comori ascunse, fiartă pe dupuri sau parfumuri inspirate, nu știu, cu preț cât mai accesibil, vorba aceea. Să fie cât mai multe, să avem de unde să alegem. Am aici un colet. Un colețoi. Da. Am trei parfumuri în variantă full size și câteva mostre. Acum ceva timp în urmă am avut o aniversare și anume 8 ani de relație și soțulica al meu ce s-a gândit? Hai că și așa, tu ești cu parfumurile, decât să-ți iau eu cine știe ce parfum și să nu-ți placă, ia tu bănuții ăștia și cumpărăți ce parfum îți place. Bine, acum știu că multe dintre voi nu sunteți de acord cu, scuze, cu astfel de cadouri, adică mă refer aici la bani, că parfumuri cred că nu ne deranjează pe niciuna din noi. Dar e una, mi l-am format așa în timp, că decât să-mi cumperi tu ceva să nu-mi placă, dă mie că-mi cumpăr eu. Bun, zi și făcut. Avem aici trei parfumuri de lux, dacă aș putea spune, și o lansare nouă. Bine, și unul din cele două e tot lansare nouă, dar în fine. Ideea e că am vrut foarte multe, am vrut să testez mai multe parfumuri de la casa Ahmed al Maghribi, casă cu care v-am zăpăcit, v-am terorizat, v-am plictisit, dar na, e pentru mine chiar e o descoperire această casă. Și multe dintre ele nu le-am găsit pe site, în schimb am văzut acolo un număr de telefon. Zic, bun, hai să sunăm. Am sunat și mi-a răspuns o doamnă pe numele său Cecilia. O doamnă care a avut atâta răbdare cu mine, are un vibe atât de dulce, atât, are un timbru vocal deosebit, aparte. Nu știu, cert este că i-am spus, uitați, aș dori să testez și eu XY parfum și am mostrele aici. Așadar, dacă vreodată vreți să testați un parfum sau doriți un parfum și el este out of stock, puteți să îndrăzniți să sunați la acel număr de telefon. Eu una am rămas plăcut, impresionată, surprinsă, nu știu, în primul rând de omenie. E chestia aceea, căldura aceea pe care o simți așa în vocea cuiva. Hai că am vorbit foarte mult și eu am niște emoții. Ca de obicei, când e vorba de parfumuri, am emoții de zici că cine știe ce îmi comand de fapt. Și acum urați-mi succes. Să nu mă tai pentru că sunt tot cu... Hai că am mers repede. Bun. Am comandat și eu într-un final un parfum ce l-am avut ca mostră de la o comandă precedentă. Parfum ce mi l-am dorit enorm, dar wow! Cineva va fi foarte fericit pentru aceste chestiuțe. Și anume Nicolas, juniorul meu. Avem aici facturica și voi începe, vreau să încep neapărat cu parfumul acela. Haideți, prieteni.
Cred că am și ieșit de tot din cadru, dar nu mai contează. Cu el vreau să încep. Al Haramain Junon Noir. Da, cred că multe dintre voi îl aveți deja și vin eu acum după atâta amar de vreme. Wow, mi l-am luat și eu. Gata. Da, înainte și înainte de toate, prezentarea e... N-am cuvinte. Deci n-am cuvinte. Vine așa. Junon Noir, vă spuneam că este cel mai ok, cel mai apropiat dupe pentru Dama Bianca de la Dama Bianca. Da. De la Serjov. Eu am avut mostră de Junon Noir și am avut și decant din Dama Bianca. Și da, Dama Bianca e parfumul acela pudrat, cremos, dulceag, parfum de cucoană, cum îi spun eu. Atenție, nu are nimic cu latura vintage, dar parfumurile astea mai elegante, cu nuanțe pudrate, eu le numesc parfumuri de cucoană. Trebuie să scoatem și parfumelul. Foarte frumoasă este sticla. Foarte, foarte frumoasă. Vai, deja miroase. Ok, haideți să începem cu notele. Și avem așa, note de vârf, ilang ilang, iasomie, trandafir, note pudrate. Note de mijloc, boabe tonka iris, note de bază, vanilie, heliotrop, mosc. Acesta vreau să-l testez direct pe piele. Să vedem ce poate Junon Noir. Are o deschidere, o idee mai ascuțită decât Dama Bianca, la primul nas. Este o pudră complexă, citrată, luxoasă, dulce acrișoară, cremoasă. Este un parfum bogat, rotund, dar nu este copleșitor. Deci nu vă gândiți că este prea mult în zona de pudrat, prea mult în zona de citrice, prea vanilat, nu, este foarte, foarte bine echilibrat, foarte frumos, foarte frumos lucrat, foarte frumos. După nasul meu, Junon Noir are dulceața vaniliei din Dama Bianca, însă pe undeva are o notă sau un acord lemnos. Pe undeva. Pielea a rămas o idee, nici nu știu, cam așa, o idee uleioasă, ceea ce îmi dă speranțe. Așa, la un prim nas, este undeva 95% Dama Bianca de la Serjov. Însă, am urmărit multe recenzii din afară și toate tipele spuneau că Junon Noir persistă și proiectează mult, mult, mult mai mult și mult mai bine decât Dama Bianca. Îl mai lăsăm puțin să vedem cum va evolua, pentru că nu este un parfum liniar. Cel puțin până acum nu mi se pare un parfum liniar. Bun. Și vom trece, uite și mostrele mele, vom trece la un parfum. Vai de mine, nu pot, da, stați un pic. Acest parfum
de la Casa Afnan. Am avut mostră la ultima comandă, că am făcut unboxing tot aici cu voi. Și am spus că nu pot, eram așa în dubii, oricum va veni un moment în care mi-l voi achiziționa și pe acela. Vorbim aici, deci o să intre cu totul un cadru, despre Afnan Edict Musctic. Și ca să înțelegeți voi cât este cutia, mă vedeți? Deci atât de mare este cutia. Atât de mare, da? Efectiv e cât capul meu. 80 de mililitri extract de parfum. Și este foarte grea, deci eu nu știu ce este aici. Dar această... Vai de mine! Pe bune! Ta-na-na-na! Da, să nu vorbesc. Așa ceva? Așa ceva? Deci este o casetă dintr-o piele ecologică, presupun. Dar uitați-vă puțin cum arată. Deci ai impresia că e portofel, poșetă din aceea plic. Deci este imensă. Vai de sufletul meu. Deci nici nu intră în cadru. Bun. Trecând peste chițeituri și... Deci tremur, da? Uitați-vă puțin. Eu sunt nebună cu parfumurile, deci eu chiar sunt nebună cu parfumurile. La mine, începând cu ambalajul, cutia, caseta în care vin, sticla, tot este o experiență, este o trăire, este, nu știu. Dar ce sticla avem? Ce sticla avem? Ia uitați. Deci nu, că vorbesc. Nu știu. Și capacul, deci un capac de metal. Am început cu deci, cu oricum sunt gata. Creierul meu e blank. Este superbă. Deci prezentarea acestui parfum. Ia uite, vreau să-l pufăi. Nici nu v-am spus notele. Astăzi sunt mega plecată. Mai mult decât sunt eu de obicei. Am avut și juniorul cu zilele, în zilele trecute câteva pusee de febră și sunt un pic așa. Acum este mult mai bine, mulțumesc lui Dumnezeu, tocmai de aceea îmi și permit luxul să filmez. Dar asta așa ca o paranteză, dacă m-ați urmărit de la început și simțiți că nu sunt eu tot 100%, să știți că ăsta este singurul motiv. Juniorul meu, acum câteva zile, ne-am luptat cu febră, cu viroză, de la grădi, de la... În fine, să vă spun notele lui Afnan Edict Musctic. Cred că așa se pronunță. Parfum unisex oriental, însă pe ambalaj am văzut că scrie extract de parfum. Oricum aveam eu ceva dubii de când am testat mostra, pentru că nu a plecat de pe pielea mea nici după duș. Da. Avem note de vârf, musc, cardamon, șofran, note de mijloc, lăcrămioare, vanilie, note de bază, mentă, musc, ud. Ei, vreau să vă spun, mai ales că eu am... Ce am dărâmat? Nu mai știu, am dărâmat ceva. Atomizorul, oricum și de la Junon Noir. Bun. Ăsta nu e genul de parfum care l-ai pufăit, nu mai e nevoie. Dacă aduc mâna deja... Miroase a cel mai scump parfum floral moscat ce a existat vreodată pe planeta noastră. Deci e super.
Nu. Floral moscat, floral dulceag, puțin sexy. E ceva sexy acolo. Vreau să vă spun înainte de toate, faptul că aveți listat în bază udul, nu, dacă nu sunteți iubitoare de ud, dacă nu v-ați acomodat cu această notă, pentru că udul, din propria experiență, nu este o notă chiar atât, nu e un acord atât de grețos, atât de urât. Nu, trebuie timp și răbdare. Și mai ales să testezi, să testezi toate tipurile de ud. Udul nu este o notă urâtă. Cu toate acestea, din nou, chiar dacă l-ați văzut în bază, nu se simte. Nu. Este genul acela de parfum care va întoarce capetele, cu siguranță. Este într-adevăr unisex, nu-l văd să încline nici mai mult în latură feminină, nici în latură masculină, deci e fix la jumătate. Este unisex prin definiție, categoric. E genul acela de parfum ca un covor roșu, da? Pur și simplu întins pentru voi. De ce spun asta? Automat covorul roșu vine înaintea voastră, da? E, așa e și musctic. Numai când l-am pulverizat, pur și simplu au umplut întreaga încăpere. E genul de parfum care vă va anunța că voi urmează să veniți în locul respectiv. E genul de parfum, vă spuneam, îl văd precum un covor roșu pe care voi pur și simplu stați și străluciți în lumina reflectoarelor. E genul de parfum luxos. Doamne! Genul de parfum one man show. Asta este musctic. Dacă sunteți în zona parfumurilor floral, moscate, moscate, curate, nu este moscul acela animalic, este cel mai curat, cel mai luxos, cel mai frumos mosc întâlnit vreodată în parfumuri. Plus de asta, nu are tentă, nu are izul acela de săpun, nu duce în zona soapy, da? Sunt multe moscuri care te duc în... Îți dau la nas iz de săpun, ca să o zic mai direct. Este genul de parfum ce impune atenție, oarecum impune respect. Nu știu, e genul acela de parfum ce îl poartă o femeie sigură pe ea, genul acela de lady boss, da? Un parfum ce îl poate purta bărbatul acela sigur pe el. Nu știu. Miroase elegant, floral, fresh. Încă ceva. Să nu vă lăsați intimidate de note de vârf, mosc, cardamon și șofran. Cardamon și șofran. Nu vă gândiți, deci sub nicio formă nu are absolut nimic iz arabesc în el. Nu are șofranul acela arabesc întâlnit în toate parfumurile, sub nicio formă. Nu are, nu știu, cardamonul nu este unul, nu este genul acela de parfum șofran și condimente. Sau, nu, nu. Pur și simplu miroase a cel mai luxos și cel mai de nișă, dacă mă pot exprima așa, parfum cu mosc. Nu. Asta este vis. Bine, ambele, da? Nu vreți să știți cât de frumos a așezat, era să spun Dama Bianca, cât de frumos a așezat Junon Noir. Acum vom trece la următorul, care este o lansare nouă. Tot de la Casa Afnan, vorbim aici de Rare Passion. Dacă zic eu bine.
Din ce ne-am cunoscut din nou până acum, voi ați văzut că sunt iubitoare de sunt iubitoare a casei Afnan. Nu m-au dezamăgit niciodată la performanțe, la nu știu. Din nou vă spun, începând cu cutia în care vine parfumul și terminând cu aroma și performanța parfumului, nimic din ceea ce am de la casa Afnan nu pot să spun, da, pot trăi fără el. Bine. Acum eu v-am mai spus vouă, eu sunt și genul ăla, da, cu parfumurile. Poți trăi fără un parfum. Până la urma urmei, nu e ceva necesar, nu e ceva vital. Oricum, parfumurile sunt catalogate drept produse de lux. Dar eu, fiind această împătimită, ca să o împachetez mai elegant, am parfumuri care, da, trebuie să le am tot timpul acolo, să știu eu de ele. Adună-te, Ana. Vorbim de Rare Passion, cred, de la Afnan. Și vine așa. Vai, stați să vedeți. De fapt, încerc să. Ok. Vedeți voi un fel de mozaic. Hai așa, încercăm așa. Vedeți aici? Ca o, nu știu, ceva gen marmură. Foarte frumos arată. Foarte frumos. Știu că din gama asta mai este și rar carbon, cel bărbătesc, și mai este. Vă las ca de obicei aici. Este unul bleu dupe pentru unul de la Tiffany. Vi las și pe acela pe aici, pentru că nu, cu denumirile acum nu, chiar nu. Și acest parfumel se spune că ar conține următoarele note de vârf: portocală, musc, trandafir, note de mijloc, ambră, note lemnoase, vanilie. Note de bază, trandafir, musc, floare de portocal. Deci, eu cred că am în ultimul timp ceva cu muscul, ceva în sensul bun. Ceva cu muscul, ceva cu portocalele și floarea de portocal. Să știți că am observat, în afară de parfumurile recent achiziționate, parfumurile după care întind mâna în fiecare zi, cam în zona asta merg. Musc, floare de portocal, portocale. Nu știu că eu până acum să nu văd, să nu aud parfumuri cu musc. Da, deci trebuie să mă înțelege și pe mine că să vedem acesta unde. Cred că aici o să-l pufăi. Oricum dimineață am și spus gata, astăzi filmez, nu se mai poate, trebuie să mă bucur de ele. Mi-am trimis juniorul în parc cu mami și am zis gata, stop, haide să ne bucurăm. Ok, să vedem. Și vă spuneam că nu m-am parfumat cu nimic, tocmai că vroiam să le testez pe piele. Vai. Nu sunt sigură. Mă duce într-o anumită zonă. De asta grimasele acestea, da? Este superb. Să ne înțelegem. E genul de parfum. Vai. Un parfum dulce. O tentă ușor gurmandă sau nu știu, ceva ce mă duce în zona de parfum bombonicios, dar totodată nimic copleșitor, nimic care să vă dea migrene. Mă duce în zona Love de la Kilian. Nu știu. În zona.
E floarea aceea de portocal din Love de la Killian, însă, Doamne, 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 este superb. Este superb. Nu pot însă să pun degetul, da, cu parfumul ăsta. Însă nu știu de ce mă duce în zona de floare de portocal din Killian. Da? Din Love. Nu Love Don't Be Shy. În Love Don't Be Shy e o floare de portocal amestecată cu marshmallow, cu bezele. Nu. Doamne. Genul acela de parfum, nu știu, quiz tropical, quiz, îl văd așa purtat seara, la o petrecere pe o plajă din asta, uitată de lume, sălbatică, pustie. Floral, fructat, quiz gurmand pe undeva pe acolo. Dar foarte frumos. Foarte frumos. Deci, încă o surpriză plăcută. Încă o surpriză plăcută. Acum, înainte să trec la mostre ale casei Ahmed al Maghribi, avem nevoie să spălăm un pic simțul olfactiv. Deci am făcut dezastru aici, nu vreți să știți. Și mostrele. Mostrele sunt aici. 2, 4, 6 mostre. Și vreau să încep nu știu, atât de mult a început să mă fascineze casa Ahmed al Maghribi. Sunt superbe, sunt superbe. Și mă bucur că toate cu care țin legătura vreau să vă mulțumesc tuturor. Să nu uit, da? Deci vă mulțumesc din tot sufletul meu. În afară de toate comentariile ce mi le lăsați aici pe YouTube, vă mulțumesc pentru toate cuvintele din privat, Messenger, Instagram. Vă mulțumesc din suflet și totodată vreau să-mi cer scuze că nu pot de fiecare dată să vă răspund în momentul respectiv. Dar vă asigur, toate mesajele voastre sunt citite, sunt recitite de mine și mai devreme sau mai târziu, na, și kinder de 4 ani și chestii de casă, dar încerc să fiu acolo. Bun, vroiam să vă spun că vom începe cu Silkwood. La fiecare o să vă las aici sticluța de pe site. Cu Silkwood de la Ahmed al Maghribi. Am zis să le testez pentru că, nu știu, oricum, până acum, cert e că, până acum, toate, deci am Talif, am Muzun, Zuraike, Anab, Oud Couture, Oud Cafe, 6, nu știu. Undeva 6-8 parfumuri. Între 6 și 8 parfumuri am de la Casa Ahmed al Maghribi și nimic, dar absolut nimic din ceea ce am nu m-a dezamăgit. Din niciun punct de vedere. Deci din niciun punct de vedere. Și mai ochisem eu câteva pe site și am zis, zic, hai să luăm mostre pentru început că e mai bine. Bergamotă, măr, ananas. Da? Din start. Bergamotă, măr și ananas. Astea trei. Este un parfum de vară. Asta în primul și în primul rând. Silkwood. Tare, tare mult mi-a plăcut și sticla.
fresh. Deci are deschiderea asta, bergamotă, măr, ananas, deschidere foarte fresh. Și apoi are, apare o parte florală, da? Își face intrarea, deci nici n-am scos notele, nici nimic. Îmi cer scuze, data viitoare promit că scot notele și la mostre. Parfum cu deschidere fresh, continuă cu iz floral, dar totodată este și ceva cremos acolo. Se numește Silk Oud, nu simt nici măcar atât ud în el, nu. Din nou, încă un parfum ce nu are acel iz specific parfumurilor arabești. Exact cum ne-a obișnuit Casa Ahmed al Maghribi. Parfumuri foarte bine blenduite, foarte frumoase, performanțe peste medie. Dar da, Silk Oud este genul acela de parfum cu deschidere fresh, apoi continuă în nuanțe floral cremoase. Dar cu siguranță este un parfum potrivit pentru fix pentru vremea de acum. Tare frumușel. Hai tu stai aici așa și să trecem la următorul. Îl vreau pe Eros. Da? Parfum din noua colecție, ca să spun așa. Ia să-l vedem și pe Eros. Fructe de pădure, da? Din start, fructe de pădure. Fructe de pădure, măr. Wow, wow. Foarte tare Eros. Foarte, foarte tare, dar nu vă gândiți la iz alcoolic sau nu. Bun, așa ne revenim. Fructe de pădure, măr, floare de portocal, iris, mosc, nu știu, ceva pudrat pe acolo. Foarte fain. Foarte, foarte fain acest Eros. Foarte fain. La primul nas, pe mine mă duce cu gândul la un parfum unisex. Nu știu cum este listat pe site. La ora actuală nu mai mi-aduc aminte. Îmi cer scuze că tot înfrunzăresc părul dintr-o parte în alta, însă este cald. Am zis totul să nu mi-l prind, să fiu și eu drăguțică și aspectoasă în fața voastră. Și acum, da. Deci are o deschidere bombă, pentru că e bombă, e genul de parfum bombă din start, da? Cu fructe de pădure și fructe de pădure, măr, floare de portocal, iar apoi se continuă iris mosc, acolo mă duce. Iris mosc, ceva pudrat. Și totuși îmi seamănă cu ceva. Dar nu. Dar foarte frumos, foarte frumos este. Ăsta chiar o să studiez un pic la Eros acesta. Lăsăm așa cu... Eu am pus la fiecare... Am așezat așa, ca să știți ce tot fac eu aici. Ca să vedem și puțin mai târziu cum evoluează. Aveam unul care nu era de la Ahmed și vorbim despre Rubroca Luminous Purfam. Da? Rubroca este tot o subdiviziune a casei Afnan. De la Rubroca mai am mult iubitul și adoratul meu Teorem. Teorem fiind Armani My Way, sub 100 de lei. Da? Armani My Way, sub 100 de lei, se numește Teorem de la Rubroca.
Bun. De ce credeți că am ales Luminous Purfam? Păi era oarește portocală pe acolo, deci tot la portocală ajungem, da? Libră. Libră, varianta originală. Nu bleu parfum, nu niciun flanker. Libră. Un libră. Stați. Este acel. Bun. Gata. M-am adunat. Am zugrăvit. Dacă vă place mixul, compoziția libră, dar vă deranjează nota de lavandă. Nota de lavandă vi se pare prea mult și vi se pare că nu prea are ce să caute în acea rețetă a parfumului. Aveți nevoie de Luminous Parfum. Este libră fără acea lavandă ce te izbește. Da? Deci asta este. O secundă că trebuie neapărat să văd aici cât era acesta, pentru că, nu știu, foarte elegant miroase, da? Foarte elegant. Rubroca, așa. Luminous Parfum, 100 de mililitri, 82 de lei. Da? Știți că eu iubesc Libra, am două sticluțe, însă mă veți vedea și cu Luminous Parfum. E fix Libra, fără acea lavandă ce te izbește. Nu. Mai mult de atât, vedeți voi, de asta vă spuneam și la începutul videoclipului. Fix asta îmi place mie în parfumuri, în parfumerie. Pentru noi europenii, ca să mă exprim așa, Afnan Al Haramain sau, nu știu, Ahmed Al Maghribi nu reprezintă cine știe ce, da? Noi suntem arabești. E, de acolo de unde vin ele, de la mama lor, casele astea chiar sunt heavy hitters, cum se spune. Da? Chiar sunt. Îmi plac parfumurile inspirate, parfumurile tip dupe, parfumurile tip clonă. De ce? Pentru că se preia un anumit ADN, însă se adaugă acel ceva personal. Mie fix partea aceea îmi place cel mai mult. Adică nu contest. Ați văzut și voi, am parfumuri și varianta originală, da, de designer de nișă, dar am și dupul, clona sau parfumul inspirat. De ce? Pentru că e deja acel ADN pe care eu îl iubesc și îl port, da? Dar mai are un twist, mai are un personal touch, are acel ceva. Asta îmi place mie cel mai mult. Nu știu. Luminous Parfum ăsta chiar e ceva ce trebuie. Mai vreau Ahmed Al Maghribi Glory, da? Glory e sticluța aceea ce arată precum o grenadă. Deci eu, nu știu, pentru mine, vă las și vouă aici, este grenadă. Hai să vedem și cum miroase, da? Asta îmi place mie la casa Ahmed, ai dat un puf și deja nu trebuie să mai apropii blotterul. Floral fructat cu o picătură de ud. Dar e udul acela frumos. Nu vă gândiți la udul acela animalic, de grajd și așa mai departe, să nu intru în alte detalii. E udul acela dulceag, e udul acela frumos, ușor plăcubil.
ușor plăcubil, deoarece nu vine, nu te izbește într-o cantitate foarte mare din prima, da? Este, după cum v-am spus, floral fructat cu o picătură de ud. Într-adevăr, o picătură e aici. Scuze. Astăzi, oricum, cred că o să-mi iau nosebleed, cum se spune. Nu o să mai fiu în stare să mai miros nimic după toate astea. Chiar dacă are acea picătură de ud, nu are acea atingere Middle Eastern. Nu are, nu știu. Are o picătură de ud, însă nu merge în latura aceea de parfum care știi cu ochii închiși că este parfum arabesc. Nu are izul acela specific, nu are ADN-ul acela in your face. Miroase ca un parfum european, da? Miroase fix ca un parfum european, floral fructat, cu o atingere de ud. Super! Super și glory! Pe de-o parte, mai bine nu-mi luam mostre, că știți ce urmează, da? Comandă. Ok. Haideți să-l vedem pe... Am eu o curiozitate cu unul și acela îl voi lăsa la final. Acum vreau să văd care este treaba cu Lin. Lin? Lin. Lin de la Ahmed al Maghribi. Ia să vedem. Din start, suntem undeva în zona Lacoste. Nici o treabă, nimic Middle Eastern, nici în lin, da? Din start, nu știu. E cremozitatea aceea pudrată din Lacoste, da? Acolo sunt, de la primul nas, sunt în zona parfumurilor Lacoste. Este rotund, cremos. O dulceață, însă este genul acela de dulceață moderată. Nu este nimic deranjant, nimic ce vă va da migrene, nu. Doamne, cât de fain e! O atingere florală, puțin pudrat. Este până acum, din toate mostrele, cred că Lin este cel mai safe blind buy. Nu e nimic deranjant, e parfumul acela de zi cu zi, easy rich, cum le spun eu. Nu. Easy to wear. Foarte frumos. Și da, rămân în continuare. Rămân în zona Lacoste. Lacoste Parfum, parcă pe acolo. Foarte. Și în afara faptului că este safe blind buy, Lin este genul de parfum, din punctul meu de vedere, în percepția mea, all season. Categoric, ăsta e all season. Hai să te pun aici. Și acum, am o mostră, tot de la Casa Ahmed al Maghribi. Am vrut să testez parfumul ăsta pentru simplu motiv că, da, eu sunt genul de consumatoare care o cumpără ambalajul. Sticluța de la acest parfum este identică cu sticluța mea de Zuraiche, numai că la Cherry de la Ahmed al Maghribi, gulerașul acela, nu de la capac, da? Gulerașul acela din piele ecologică este roz pudră. Și să vedem ce ne spune Cherry. Deci, vai de mine.
Stați un pic. Și cherry este... în cherry percep aceeași potență, ca să mă exprim așa, din suraiche. Deci e genul de parfum bombă și cherry. Bun. Floral, fructat. Nu vă gândiți că este dupe sau clonă sau inspirat din Last Cherry de la Tom Ford. Nu are nicio treabă, da? Însă, îl văd ca fiind verișor cu Miss Dior Cherry. Un flanker, mai precis. Mă duce foarte mult în zona, dar trebuie să-l mai testez. Este un flanker, pentru că nu este varianta originală, ca să zic așa, de Miss Dior Cherry, pentru că aceea are popcorn și caramel. În acesta de la Ahmed nu avem popcorn și caramel, deci nu este prima variantă de Miss Dior Cherry. Însă, este ADN-ul dintr-un flanker de Miss Dior Cherry. Ăsta este genul de parfum, din nou vă spun, floral, fructat, romantic. Îl văd pe, nu știu, văd așa o tipă cu o rochiță feminină, vaporoasă, romantică, și pur și simplu o văd așa cum aleargă pe opajiște. Genul acela de parfum. Nimic, dar nimic Middle Eastern în el. N-ave mizul acela de arăbete, cum îi spun eu. Foarte frumos e. Deci, știți, în videoclipul anterior vă spuneam că nu mi-ajunge o viață ca să consum parfumurile ce deja le am. Eu spun că aș mai avea nevoie de încă o viață ca să-mi iau și variantele astea. Deci, din toate mostrele, nu am una pe care să pun degetul și să spun gata, asta și atât. Nu, nu, deci, nu pot, am nevoie de fiecare în parte. Foarte fain, foarte, foarte fain. Dintre voi, cele ce ați comandat Zuraiche și v-a plăcut, cu siguranță o să vă placă și cherry, da? Nu este în aceeași zonă. Zuraiche e un pic mai mai de ocazie, da? Cherry e acel ceva de zi cu zi care vă va scoate în evidență dintr-o mare de oameni. Bun. Acum să revenim la Al Haramain Junon Noir. Dama Bianca. Fără nici cea mai... Nu. Nu. În uscare este direct Dama Bianca de la Xerjoff. Puteți să vă supărați pe mine, cele ce aveți Dama Bianca și nu suportați ideea de a fi asociat cu un parfum arabesc, însă Casa Al Haramain este altceva, o casă cu tradiție, nu, da? Este Dama Bianca. Nu. Foarte, parfumul acela cremos, cu vanilie elegantă, cu o atingere pudrată, o atingere citrică. Foarte, foarte frumos. Nimic dark. Nu înțeleg de ce s-au gândit ei la ambalajul acesta negru și la denumirea de Junon Noir, dar în parfumul ăsta, Junon Noir nu este nimic noir, nu este nimic dark. Nu, nu. Este Dama Bianca. Da? Deci chiar o să... Cât de curând? Trebuie să-l port un pic, de fapt, doar că nu prea... Pe zi, la temperatura de acum, categoric nu-l văd. Poate serile de vară, da? Și trebuie neapărat să mai achiziționez un decant de Dama Bianca
Și vom face o paralelă, pentru că în uscare e dama Bianca. Ok, trecem la musctic. Ha. Ha. Musctic miroase a bani. Miroase a bani, miroase a lux, a opulență, a bogăție. Mosc, din nou, acum s-a așezat de ceva timp, da? Nu există udul acela din bază. Deci udul acela din bază, nu știu cine l-a pus acolo. Note că nu-l simt. E genul acela de parfum all season, cu toate că ăsta vara strălucește cel mai bine, cu siguranță. Unisex, prin definiție, nu. Decât știu, știu că acesta este undeva pe la 290-292 de lei. Însă, decât să vă luați 3 parfumuri cu mosc, a câte 80 de lei fiecare, ascultați-mă și pe mine doar acum și luați-vă musctic. Da? Este extract de parfum, vine în varianta de 80 de mililitri și nu. Dacă îl achiziționați odată, nu vă va lipsi niciodată. Am făcut și o rimă? Cred că am făcut și o rimă. Ahmed Silkwood. Floral, cremos, o picătură, o picătură, o picătură. Un ud foarte, foarte fin. Foarte fin. Deci foarte fin. Ăsta este parfum de vară. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ahmed Eros. Deci ăsta seamănă cu ceva și seamănă bine de tot, dar nu știu cu ce. Adică nu... Nu-mi vine acum în cap. Dar seamănă, mă duce... Nu știu. Eros, în continuare și în uscare, pe blotter, da? Deci mostrele toate au fost pe blotter, îl văd unisex. Foarte fain. Luminous Parfum. Libră, fără lavandă. Adică are, dar are o atingere... Foarte, foarte, da, acum. E o atingere infimă de lavandă. Superb, superb, superb și el. Următorul, nu, aici, stați că nu mai știu pe unde eram. A, și mai am cel de la Afnan. Ahmed Glory. Și ăsta e... Parfumul ăla compact, rotund, frumos, dar are o picătură de ud, însă e ceva ce e ușor mai proeminent decât în Silkwood. În Glory merge vara, dar seara. Eu vin acum către voi și vă spun merge vara, seara, merge dimineața la prânz, nu știu ce, dar... Vorba aceea, fiecare poartă ce vrea, când vrea, cât vrea, cum vrea. Bun. Pe tine, Luminous Parfum, da. Ce mai avem aici? Ahmed Cherry a fost ultimul. Haideți să luăm Ahmed Lin. La cost. Deci nu, Ahmed Lin este la cost. Dar am impresia că varianta aceea la cost intens... Da? Pentru că e ceva foarte. Ăsta e genul ăla cu siguranță de parfum safe, blind, buy, îl porți la birou, îl porți oriunde. Foarte, foarte fin e. Foarte fin. Foarte fin în sensul de cum îl percep eu la nas și cum e blenduirea, da? Ca proiecție și ca performanțe, Casa Ahmed e cu mult peste... Multe case de designer, da? Ahmed Cherry. Miss Dior Cherry, dar care flanker? Aici e un flanker, da? Mi-au revenit vrăbiuțele și spun e flanker, e flanker. Este un flanker.
Nu este Miss Dior la Cheri original, din nou vă spun, cu popcorn și caramel. Nu, aici e floral fructat toată ziua. Bun. Acum un pic de apă după atâtea ahmeduri. Și să revenim, uitasem de rar pasion. Passion, pasion. Parcă tot portocala din Love by Killian. Nu știu de ce. Deci nu știu de ce. Este și portocala din Love by Killian, dar totodată pare combinată. Pare combinată și cu altceva. Dar da, Red Passion este pentru vremea de acum. All Season cu strălucire mai mare acum, pe timpul verii. Oh, bun. 56 de minute, deci da. Nu știu cine a rezistat cu mine până la final și cine m-a suportat cu cât mi-a mutat părul dintr-o parte în alta și cine mi-a suportat începutul acestui videoclip, dar din nou, cu scuzele de rigoare, vorba aceea, asta e viața de artist, ziua vesel, noaptea trist. Juniorul meu a fost un pic răcit, cu febră, cu tot și acum sunt mama aceea, obosită, extenuată, epuizată, dar care a găsit un moment de o oră și a trebuit să se răsfețe cu ceva. Cu ce? Cu parfumuri. Da? Ca de obicei. Plăcerea mea, vinovată, nevinovată, rămâne de văzut. Ok. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Ca de obicei, link în descriere pentru fiecare parfumel. Pentru mostre vă voi pune linkul de la varianta full size, dar din nou vin către voi și vă spun, e ceva ce nu găsiți, dați telefon, e doamna Cecilia acolo, să rămână din suflet dacă mă vedeți. Și dacă aveți și voi vreunul din parfumurile de azi, lăsați-mi și mie în comentarii cum le percepeți voi, cum se dezvoltă pe voi. Cum le purtați? Am terminat la timp. Cineva s-a gândit să înceapă cu bor mașina. Bun. Încă o dată, vă mulțumesc, vă îmbrățișez din suflet și până la un următor clip video, vă doresc zile senine, frumoase, fericite și nu în ultimul rând, parfumate. Vă pup cu mare drag!